Salutare, dragi pasionați de istorie pe YouTube și bine ați venit pe canal. Eu sunt Matei și astăzi vom discuta despre generalul român care a reușit să cumpere Alaska de la ruși pentru americani. Întotdeauna m-au fascinat poveștile românilor emigrați în Statele Unite, indiferent de perioada istorică despre care vorbim. Unii dintre ei au ales să muncească și să-și creeze o carieră de la zero, cum a fost cazul lui Edward G. Robinson, care a devenit primul actor român câștigător al premiului Oscar. Alții au ales calea mai ușoară, ca de exemplu Ieronim Budac, care a preferat să intre în lumea criminală și să devină șoferul celebrului mafiot Al Capone în timpul prohibiției americane. Dar foarte puțini dintre ei au reușit să contribuie atât de mult pentru statul american, așa cum a făcut-o generalul George Pomuț, omul care a adus poporului american un teritoriu nou. Și nu orice teritoriu, vorbim aici de Alaska, a 6-a parte din suprafața totală a Statelor Unite de astăzi. Doar așa, ca să vă faceți o idee. Dar pentru a înțelege mai bine cum a reușit românul nostru această performanță notabilă, trebuie să înțelegem mai întâi povestea lui extraordinară de viață. Și vom începe cu începutul. George Pomuț s-a născut pe 31 mai 1818 în orașul Gyulab din comitatul Bekeș, aflat astăzi pe teritoriul Ungariei. Familia lui Pomuț era de origine română, provenită din Săcele, comitatul Brașov. Bunicul lui George plecase din Săcele după răscoala lui Horia, Cloșca și Crișan, când țăranii români erau persecutați. A mers spre vest pentru un trai mai bun și, cu timpul, familia și-a creat o stare materială bună în Gyula. Tatălui George era fierarul orașului și astfel a avut posibilitatea financiară de a-i oferi cea mai bună educație posibilă. A făcut școala și liceul în Gyula, după care a fost admis la Academia Militară din Viena. Acolo se îndrăgostește de o fată din înalta societate burgheză cu care voia să se căsătorească, dar familia se opune. Dezamăgit, pleacă în Franța să-și completeze studiile militare la Academia din Saint-Étienne. În societatea franceză intră în contact cu noile idei liberal-naționaliste, ce vor modela scena politică a Europei în anii ce vor urma. Cu această nouă convingere în suflet, se întoarce în Ungaria, unde se înscrie la Facultatea de Drept din Pesta. La terminarea facultății devine procuror regal și apoi își înființează propriul birou de avocatură. În 1848 izbucnește revoluția pe teritoriul Austro-Ungariei, iar George profită de ocazie și se înrolează voluntar în armata revoluționarilor maghiari. Având studii militare, unitatea din care făcea parte obține o serie de victorii importante, motiv pentru care Pomuț este ridicat la rangul de capitan. Nu trece mult timp și ajunge secretar în subordinea guvernatorului fortului Comarom, ultimul bastion de rezistență al revoluționarilor pașoptiști. Dar, din păcate, într-un an de zile fortul este ocupat de trupele austriece și rusești aliate, iar revoluția este stinsă. Pomuț este condamnat de guvernul austriac și acesta fuge din țară pentru a scăpa de autorități. Ajunge în Italia, unde se alătură unui grup de foști camarazi în Revoluție și de acolo pleacă în Germania. Într-un final, singura șansă de scăpare a refugiaților era să emigreze în America, așa că iau vaporul din portul Hamburg și pe 24 februarie 1850 ajung în New York. Nu petrec foarte mult timp în Marele Măr și decid să meargă în vestul sălbatic, mai exact în statul Iowa. Acolo, comunitatea de exilați revoluționari din Europa pune bazele unei localități doar a lor, numită New Buda. Cu timpul, George se acomodează în noua societate și în 1855 depune jurământul pentru cetățenie americană. Profită de noile sale drepturi și cu ajutorul unui investitor din estul țării, cumpără suprafețe întinse de pământ. În doar 5 ani de zile, George Pomuț era considerat deja unul dintre cei mai bogați oameni din Iowa. Avea o fermă de animale, terenuri agricole, terenuri concesionate numele lui pentru exploatări minere și o șosea construită de el pentru o mai bună circulație în zonă. Dar situația politică din America devine și ea complicată și în 1861 începe războiul civil dintre nordul aboliționist și sudul care dorea menținerea sclaviei pe teritoriul Statelor Unite. Lui Pomuț era dor de puțină acțiune pe câmpul de luptă, așa că se înrolează în armata unionistă a nordului. Devine locotenent în cadrul regimentului 15 de infanterie Iowa și, așa cum a făcut și în Ungaria, urcă destul de rapid în ierarhie, fiind promovat ca adjutant. Participă la bătăliile de la Siloh, Corint, Vicksburg, Savannah și Atlanta, unde dă dovadă de mult curaj și inspirație. De exemplu, în bătălia pentru Atlanta, oraș ocupat de sudiști, Pomuț ordonă să bombardeze depozitele de bumbac care înconjurau orașul. Acestea se aprind repede, iar focul se extinde în oraș pentru că majoritatea caselor erau construite doar din lemn. Sudiștii erau nevoiți să părăsească orașul.
Ca răsplată, Pomuț este promovat la gradul de major și primește porecla Incendiatorul Atlantei de la soldații săi. De fapt, oamenii din comanda lui aveau un respect enorm pentru George și îl îndrăgeau foarte mult pentru că îi conducea personal pe câmpul de luptă. La rândul lui, Pomuț se îngrijea tot timpul de starea soldaților săi și se spune că ar fi inventat și un medicament pentru bolnavii de dizenterie. Se numea ceaiul Garibaldi și era inspirat din leacurile băbești folosite de țăranii din Ghiula. Era o combinație din țuică de cereale, apă fiartă și zahăr. Până la finalul războiului, Pomuț trece de la gradul de locotenent colonel până la cel de general de brigadă la recomandarea senatului. Unioniștii câștigă războiul civil, așa cum probabil știați deja, iar George se retrage înapoi la ferma lui din Iowa. Nu apucă să se bucure prea mult de ședere pentru că primește informarea că va ocupa funcția de consul al Statelor Unite în Rusia țaristă. Fusese ales în această poziție de către Departamentul de Stat, pentru calitățile diplomatice pe care le dovedise în timpul războiului și pentru că vorbea fluent 8 limbi străine, printre care și rusa. Ajunge în Sankt Petersburg pe 16 februarie 1866 și și-a postul în primire. În primă fază se ocupă de protecția și ocrotirea cetățenilor americani de pe teritoriul rusesc și apoi de întocmirea rapoartelor diplomatice prin care oferă informații valoroase despre viața rușilor. Dar în curând, rolul lui diplomatic va căpăta o importanță și mai mare. Rusia trecea prin serioase dificultăți economice și risca să piardă teritoriul Alaskei ca și compensație în favoarea Marii Britanii în urma războiului din Crimea. Doar că rușii se încăpățânează și refuză să renunțe așa ușor la Alaska. Intervine în problemă George Pomuț, care îl sfătuiește pe țarul Alexandru să scape de teritoriu cât mai repede și să-l vândă pe americanilor. Invocă faptul că oricum Alaska este cea mai săracă regiune a Rusiei, cea mai slab populată și cea mai puțin profitabilă din punct de vedere economic. Astfel ar avea ocazia să câștige bani pe o regiune săracă și nici n-ar mai pierde teritoriul în favoarea englezilor. Țarul acceptă și Pomuț intermediază negocierile dintre cele două țări, care se finalizează prin cumpărarea Alaskei de către americani pentru suma de 7.200.000 de dolari. Pare o sumă mare, dar dacă facem un calcul matematic rapid, asta înseamnă doar 4,47 de cenți pe hectar. Cum a reușit George Pomuț să-i convingă pe ruși să accepte o sumă atât de mică pentru un teritoriu atât de mare, nu știm. Fusese ales în această poziție de către Departamentul de Stat, pentru calitățile diplomatice pe care le dovedise în timpul războiului și pentru că vorbea fluent 8 limbi străine, printre care și rusa. Pomuț reușește să stabilească și primul acord comercial din istorie între Statele Unite și Rusia, iar ca răsplată, președintele american Rutherford Hayes îl promovează la rangul de consul general. Timp de 12 ani, George Pomuț servește interesele Americii sub mandatul a 3 președinți, caz nemai întâlnit până atunci în Departamentul de Stat. Dar, cum orice început are și un final, Pomuț este scos la pensie în 1878 și rechemat în state. Surprinzător, acesta refuză să se întoarcă, preferând să rămână în Rusia. Se speculează că motivul ar fi fost o ducesă de care s-a îndrăgostit și care mai târziu l-a părăsit după ce i-ar fi tocat toată averea. Pe 12 octombrie 1882, George Pomuț moare într-o sărăcie lucie și este mormântat la Smolensk. În 1913, Congresul American decide să repatrieze rămășițele generalului și să le depună în cimitirul Arlington, unde se află îngropați cei mai celebri cetățeni ai Americii. Din păcate, începerea Primului Război Mondial, urmat apoi de Revoluția Bolșevică, au făcut acest lucru aproape imposibil. Ba mai mult, se pare că bolșevicii ar fi distrus mormântul lui Pomuț de la Smolensk. Cu toate astea, americanii îl vor cinsti mereu pentru contribuția deosebită pe care a avut-o în formarea Statelor Unite. Cât despre Alaska, inițial teritoriul va avea regimul unei provincii militare controlate de armata americană, urmând ca în 1912 să primească statut de teritoriu și în 1959 să fie declarată stat component al Federației Americane. Acest lucru nu ar fi fost niciodată posibil dacă nu ar fi existat românul George Pomuț. Ca un ultim fapt divers, în 1997, în timpul unei vizite în București, președintele american Bill Clinton a făcut o declarație de presă în care spunea despre Pomuț că este unul dintre acei oameni care au făurit America de astăzi. Voi ce părere aveți despre această poveste? Credeți că George Pomuț ar trebui să fie mai cunoscut de români decât este el la momentul actual? Și legat de acest aspect, știați că există chiar și o carte dedicată vieții lui, scrisă de istoricii Liviu Pataki și Gelu Neamțu? O să las linkul cărții în descrierea acestui video, iar voi lăsați-mi în comentarii părerea voastră despre Pomuț. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și de data asta și dacă sunteți noi pe canal, dați un subscribe și aprindeți și clopoțelul ăla de lângă să vă stresăm cu notificări. Până data viitoare, ne vedem pe Facebook și pe Instagram, o să las linkurile în descriere și nu uitați, cel mai important,
V-am țucat!